Hai să vedem niște imagini din spectacol, ca să vă facem poftă un pic și comentăm pe urmă. Stătea goală și se fâțâia goală de colo, colo, vitrină. Păi săracul bărbatul meu, abia dacă își mai putea lua ochii de la ea. Ești înconjurat de foarte multe voci acolo, presiune socială. Sunt vocile din capul tău, vocile din jur? Sunt vocile din capul meu. Sunt multe voci în capul meu. De fapt, sunt prietenele mele numite cifre. Și cifrele astea alcătuiesc o lume în care personajul meu a reușit să-și rânduiască fiecare centimetru pătrat de viață și crede că așa poate să meargă mai departe. Ori viața merge mai departe în alt fel, în mod organic, nu prin cifre. Supus unor reguli universale date de cifre, dar organic. Și asta îl dă peste cap. Da. Își dă seama mai târziu, după ce moare, își dă seama pe cine a iubit de fapt, ce a vrut de fapt în viață, ce era mai bine pentru el să facă. Aici e tragedia. Hai să zicem și de actor câteva vorbe, că le-ați văzut acolo, un moment foarte bun, mie îmi place foarte mult. Monica Davidescu, Natalia Călin, care e minunată, ea împarte rolul cu Oana Berbec, Monica Davidescu cu Iuliana Moise, Fulvia Folosea, Biriș, Silviu Mircescu, Florentina Țilea împarte rolul cu mine, noi suntem pe dublă distribuție majoritatea. Hai să spunem muzică. Și când este, ca să avem timp și de celelalte premiere, pe 23 decembrie puteți să mergeți, uite așa, în ajun de Crăciun, nu chiar în ajun, mai devreme, bilete pe site-ul Teatrului Național, spectacolul va fi la 19:30. Repede, repede să povestim și despre celelalte premiere de la TNB. Unde vă vede lumea? Vreau să vă spun ceva. Teatrul Național are o echipă tehnică extraordinară pe care vreau să o menționez.